E ora 15, doamnelor, domnilor, începe regiunea în obiectiv la televiziunea română. Sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Discutăm în prima parte a ediției de astăzi despre un program unic în România pentru prevenirea diabetului la copii. E subiectul care deschide de altfel ediția de astăzi, iar apoi vorbim despre ziua porților deschise la Teatrul Național din Cluj-Napoca. Primii mei invitații sunt în platou alături de mine. Este vorba despre Georgiana Preutese, manager de proiect al programului Încerc, și despre George Istrate, director general al Asociației Medicover. Vă mulțumesc că sunteți cu noi astăzi și vreau să ne dați detalii despre acest proiect interesant. Vă mulțumim că ne-ați primit. Ne aflăm deja după 5 luni de zile de la prima noastră întâlnire, atunci când am lansat programul, și cred că avem destul de multe de vorbit. A evoluat acest program? Ce s-a întâmplat în acest răstimp de când noi nu ne-am văzut? Vă rog. Cred că aș începe prima dată cu a povesti puțin despre program, ca să reamintim telespectatorilor dumneavoastră despre ce este vorba. Vorbim despre un program de prevenție, după cum spuneați dumneavoastră, vorbim despre un program de prevenție a diabetului zaharat de tip 2 și a bolilor civilizației, program care se numește Încerc. Un program care s-a lansat în România în 2017. Avem rădăcinile în Polonia, unde colegii noștri de la Fundația cu aceeași nume au lansat programul acum mai bine de 5-6 ani de zile, și unde deja experiența lor arată că e un program care reușește și care are o influență foarte mare asupra celor care sunt alături de noi, asupra beneficiarilor. Programul se adresează copiilor de clasa 5-a. Suntem în două orașe din România, în momentul de față. Suntem în Ploiești, unde am început în 2017, și suntem în Cluj-Napoca, unde am început programul în 2018. Iar eu țin în mână, și telespectatorii noștri au văzut puțin mai devreme în imagine, acest ghid, și vreau să-mi dați detalii despre ce cuprinde acest manual, sau cum să-i spun. Ghidul este ceea ce primesc familiile în momentul în care vin în etapa a doua. Noi etapa a doua o desfășurăm pentru persoanele aflate la risc. Copilul împreună cu familia vin și au parte de consiliere alături de specialiștii noștri. Vorbim de un medic, de un nutriționist, de un specialist de activitate fizică și de un psiholog. Ca să iau parte de această consiliere în cadrul celor 6 ședințe. Ele sunt dispuse pe o perioadă de 18 luni, mai des la început, apoi doar de monitorizare. Și acest ghid îl primesc în momentul în care vin la workshop-ul aflat după prima sesiune de consiliere. Au ocazia să se întâlnească cu specialiștii noștri în cadrul workshop-ului și să poată pune tot felul de întrebări, să afle mai multe detalii despre cum se citește o etichetă, despre metoda pașilor mici în schimbările pe care vor să le introducă. Și acest ghid îi ajută. Au o secțiune despre zona medicală, au o secțiune despre nutriție, au chiar și rețete pe care le pot folosi. Și la fel, pentru partea de activitate fizică, sunt niște sugestii și niște poze foarte frumoase acolo. Și asemenea, partea de psihologie, să-i spunem așa, unde vorbim despre metoda aceasta a pașilor mici de introducere a schimbărilor durabile. Și amintim celor care ne urmăresc acum, domnilor, despre faptul că acest proiect pe care invitații mei din platou îl prezintă chiar acum, a doua etapă, practic, a proiectului Încerc, are o puternică componentă de prevenție. Mi se pare extraordinar că vă propuneți depistarea, iată, a unei predispoziții către diabet, în primul rând, adică interveniți înainte ca lucrurile să fie grave, să fie greu de dus, greu de tratat, cu anumite costuri, și când spun costuri, nu doar de natură materială, ci și psihologice și așa mai departe. Vreau să-mi dați detalii despre acest aspect. Este important ca noi mergem în școală. Asta e cel mai important lucru. Mergem în școală, toate școlile din Cluj, în cazul dumneavoastră, care au semnat protocolul de colaborare, au beneficiat și beneficiază în continuare, pentru că programul este încă în plină desfășurare, de evaluarea din școală. Asta înseamnă că noi mergem acolo cu o echipă formată dintr-o asistentă și un operator calculator și evaluăm copilul. Totul este gratuit, totul este non-invaziv. În urma acestei evaluări din școală, părinții primesc un raport de sănătate, și asta cred eu că este cel mai important, să afli starea de sănătate a copilului tău. Iar în același timp primesc și sfaturi, îndrumări, să le spunem așa, sunt lucruri pe care deja le știu, sunt lucruri în care pot să se uită mai departe. Ați reușit să cooptați și administrațiile locale, și vreau să-mi vorbiți despre implicarea lor în cadrul proiectului. Programul este unul de amploare foarte ridicată, pentru că ne dorim ca în toate orașele în care suntem să ajungem la cât mai mulți copii, practic la părinții lor inițial pentru acele acorduri și ulterior la copii.
și automat că avem nevoie de suportul autorităților în ceea ce întreprindem. Spunea Georgiana mai devreme că mergem în școală și automat avem nevoie de sprijinul școlilor, subînțelegând că suntem în parteneriat și beneficiem de sprijinul Ministerului Educației Naționale. De asemenea, vorbim despre un program care privește sănătatea și automat că a trebuit să mergem și a fost un lucru foarte important să mergem către Ministerul Sănătății și să avem o discuție și cu aceștia. Mai departe am mers la nivelul autorităților locale, într-adevăr, și am găsit o deschidere care ne-a plăcut foarte mult. Cluj-Napoca e, de fapt, și cunoscut ca oraș din acest punct de vedere. Și am beneficiat de tot sprijinul pe care îl puteam dori și la care puteam visa din partea autorităților, pentru că adică, atât primăria, concret, cât și inspectoratul școlar, cum v-au ajutat. Județean, da. Atât primăria municipiului Cluj-Napoca, cât și inspectoratul școlar județean ne-au ajutat să transmitem mesajul mai departe către școli, să transmitem de asemenea mesajul mai departe și către părinți și să putem crea o legătură foarte foarte intensă și foarte bună cu ce înseamnă diriginți, directori și toți și părinți și copii, tocmai pentru a putea să ajungem să implementăm programul așa cum ne-l dorim. E, de fapt, un lucru extraordinar pentru că, la rândul nostru, atunci când am intrat în legătură directă cu părinții în cadrul ședințelor, cu părinții, am beneficiat de aceeași deschidere în marea majoritate a cazurilor și chiar a fost extraordinar. Și le spunem celor care ne urmăresc, încurajați pe părinți să se înscrie în acest proiect. De ce e atât de important ca ei să rămână după această înscriere? Este important pentru că vrem să ne ocupăm de sănătatea copiilor, ceea ce din punctul nostru de vedere este cel mai de valoare lucru din familie, din ceea ce orice părinte își dorește, bunăstarea copilului său. Și sfaturile pe care le primesc de la specialiștii noștri, informațiile pe care le adăugăm, rețetele, sugestiile pentru mișcare și tot ceea ce încercăm să aducem prin programul nostru, prin workshop-uri, prin evenimente sportive pe care le facem, încercăm să aducem familia să petreacă mai mult timp împreună și să o facă într-un mod sănătos, o alimentație corectă, o mișcare susținută și activități în familie. Au fost mai multe etape și sunt în desfășurare mai multe etape, evaluare non-invazivă, care, trebuie să spunem, și acest lucru a fost gratuită, nu-i așa? Este. Apoi e o etapă de consiliere. Da. Prima etapă se desfășoară în școală și este gratuită și non-invazivă, exact cum ați spus și dumneavoastră. Iar cea de-a doua etapă, partea de consiliere, se adresează copiilor și familiilor acestora care se află în zona de risc de a dezvolta acest diabet zaharat de tip 2, unde noi venim cu partea de consiliere. Consilierea aceasta asistată de 4 specialiști, venim cu workshop-uri în care vor învăța să citească o etichetă și aici mă refer la copii, în care vor putea să aleagă sănătos în urma acestor informații pe care le vor primi și, de asemenea, sugerăm variante de a-și petrece timpul liber împreună, făcând mișcare, făcând alegeri sănătoase și, mai încolo, devenind adulți sănătoși. Și e Cluj-Napoca al doilea oraș de implementare pe care l-ați ales. E cumva o ierarhie pe care ați făcut-o? Cum ați ajuns la această alegere? Sau, dimpotrivă, e o, nu știu, predispoziție în această zonă a Transilvaniei pentru acest tip de diabet? Alegerea noastră s-a bazat pe mai multe coordonate. Una din coordonate despre care și vorbeam mai devreme era deschiderea autorităților. Și aici putem reconfirma că s-a întâmplat așa cum ne-am și dorit. O altă coordonată a fost cea legată de un studiu care a fost făcut de către care se face la nivelul Uniunii Europene, se numește studiul COSI și care arată o realitate cât de cât care reflectă destul de bine ce se întâmplă în fiecare țară din Uniunea Europeană și în fiecare județ. Și prin intermediul acestui studiu am putut vedea că rezultatele sau datele statistice referitoare la ce se întâmplă la nivelul copiilor, cei drept de 6-7 ani, acestea au fost coordonatele studiului respectiv, Cluj-Napoca se înregistra cumva în partea de mijloc, de sus, să spunem, a clasamentului. Și automat ne-a făcut să ne îndreptăm ochii către această zonă. Atunci când ne referim la rezultatele pe care le-ați avut deja la Ploiești, 2017-2018, știm, a fost un an de implementare al proiectului acolo. Ne puteți da câteva detalii, cum au decurs activitățile pe care le-ați gândit? În Ploiești. În Ploiești. În Ploiești am terminat primul an,
A fost primul an, anul școlar 2017-2018. Am reușit să vedem 84% dintre toți copiii care studiază în clasa 5-a municipiului Ploiești. Deci putem vorbi de un program care a ajuns foarte bine către majoritatea copiilor. Și realitatea pe care am văzut-o acolo nu a fost neapărat una fericită. Pentru că trebuie să recunoaștem că am găsit că sunt aproape 14% dintre copii supraponderali, aproape 21% dintre copii erau obezi. Dar nu neapărat ăsta este criteriul important, ci ne-am uitat la tot ce înseamnă stilul de viață a copilului. Pentru că ne uităm și prin intermediul evaluării pe care o facem în școală, ne uităm la indicii de masă corporală, dar ne uităm și la ce înseamnă capacitatea de efort fizic a copilului, ne uităm la măsurarea, la tensiunea arterială, la nivelul acuității vizuale, ne uităm așa la un spectru întreg, pentru adică că... Adică sunt și analize totul... conexe, nu-i așa? Da, dar care înțeleg că vă aduc informații interesante din acest spectru. E practic imaginea legată de viața de zi cu zi a copilului respectiv. E îngrijorător acest lucru și vedem, obezitatea infantilă a crescut foarte mult. Dacă e să luăm România sau datele din România și le suprapunem la nivel european, cum stăm? Da. Avem motive de îngrijorare? Motive de îngrijorare sunt, dar cel mai bine ar fi să vorbească specialiștii despre aceste lucruri. Noi, prin programul de prevenție, încercăm pur și simplu să tragem un semnal de alarmă și să le spunem că este un lucru la care trebuie să-și îndrepte atenția și să facă ceva pentru copiii din familia lor. Aveți un coordonator, vă rog. Așa, în același timp voiam să spun că credem că este foarte important că se începe implementarea unor astfel de programe și poate că astăzi suntem mai unici așa în tot spectrul acesta, dar se fac din ce în ce mai multe programe care poate nu sunt la fel de complexe, dar care vizează ce înseamnă nutriție, vizează stil de viață mai activ. Adică sunt coordonate care se întâmplă și credem că odată cu acest semnal de alarmă de care vorbea Georgiana, faptul că se întâmplă niște acțiuni și că suntem din ce în ce mai conștienți că trebuie să îmbunătățim niște lucruri, va duce către o îmbunătățire per total a realității existente. Și spuneam puțin mai devreme, acest proiect gândește cumva activitățile ca după ce dumneavoastră nu mai sunteți prezenți fizici aici, rămâne un coordonator la nivel local, în speță în Cluj-Napoca e doamna Irina Șandor, nu? Care rămâne racordată, rămâne conectată la nevoile acestei comunități și răspunde acestor nevoi în continuare. Da, Irina Șandor este coordonatorul local pe Cluj-Napoca, ea se ocupă de tot ce înseamnă această legătură cu autoritățile, de tot ce înseamnă programul Încerc pe parcursul celor 3 ani de desfășurare, pentru că momentan vorbim doar de primul an, dar noi ne vom ocupa de 3 generații de copii de clasa a 5-a. Iar ea este, să spunem așa, persoana de legătură între tot ce înseamnă autorități, profesori, părinți, copii care participă în acest program pe perioada celor 3 ani. Și știu că e de fapt o întreagă echipă, nu? A Asociației Medicover, care are o structură specifică și își desfășoară activitatea aici. Vreau să ne vorbiți și despre acest aspect. Vorbim într-adevăr despre asistentele și operatorii care merg în școlile din Cluj și fac evaluarea de sănătate. Familiile și copiii au ocazia să se întâlnească cu colegele noastre în școala lor. De asemenea, e vorba despre specialiști cu care se văd în cadrul sesiunilor de consiliere și aici vorbim deja de 3 echipe de specialiști care sunt pregătiți să primească toți copiii care sunt în zona de risc. Vorbim de medici, vorbim de nutriționiști, vorbim de specialiști de activitate fizică și de psihologi. Tot cu ei ne întâlnim și în cadrul workshop-urilor, iar cu specialiști de activitate fizică ne întâlnim la evenimentele sportive. Deci suntem o echipă întreagă care îi așteptăm cu brațele deschise și le oferim toate informațiile de care ei au nevoie. Da, și e cumva o echipă care a polarizat, să spunem așa, și terți în acest program. De pildă, putem vorbi despre un consiliu științific al programului. Ce face acest consiliu? Cu ce se ocupă? Consiliul științific al programului este format din membrii care înțeleg ce înseamnă problema aceasta a diabetului, ce înseamnă partea de prevenție și chiar sunt, aș putea zice, fani ai fenomenului de prevenție, pentru că, din păcate, cele două doamne profesor, doamna profesor Gabriela Roman și doamna profesor Maria Moța, care sunt alături de noi în acest consiliu științific, se lovesc de tratarea problemei de sănătate și înțeleg mult mai bine tot ceea ce înseamnă acest spectru și sunt
dornice să vadă programe de prevenție care să se întâmple în România. Consiliul Științific supervizează toate activitățile din cadrul programului Încerc și ne ghidează, aș putea zice, către a face lucrurile mai bine, către a schimba ceva dacă este necesar. Și, de asemenea, ne și ajută să interpretăm tot ceea ce înseamnă date, tot ceea ce constatăm de-a lungul programului, tocmai pentru a putea veni ulterior către dumneavoastră cu date statistice sau cu alte informații și pentru a fi avizate până la urmă. Vă reamintesc că, doamnelor, domnilor, peste 30% dintre copiii din acest program, care au fost cuprinși în acest program, au risc de diabet. E foarte bine din acest punct de vedere că, de fapt, acest program beneficiază de sprijinul și al Ministerului Educației Naționale și al Ministerului Sănătății. Asta e bine cumva și pentru aceste autorități, pentru că, știm, au venit mesaje chiar de curând vorbind despre această suplimentare a hranei copiilor într-o manieră negândită, să spunem așa, sau pripită, nesănătoasă, cu miere și așa mai departe, lucruri care pot să crească de fapt riscul și aceste vulnerabilități. Așa? Nu vorbim doar de un aport alimentar necesar acestor copii, care evident ar trebui să fie unul sănătos, dar și înțeleg de un stil întreg de viață care ar trebui schimbat, poate că. Vorbim de nutriție, vorbim de activitate fizică, vorbim de foarte multe activități care înseamnă stil de viață sănătos și stil de viață ordonat până la urmă. Nu ne direcționăm doar către o anumită zonă și acest lucru este foarte important. De bună seamă că obțineți foarte multe date în momentul în care derulați acest proiect. Aveți de gând să le folosiți pe mai departe în anumite analize sau să replicați într-o altă manieră această inițiativă? Ce cred că este foarte important de menționat este că acest program nu este un studiu. Acest program, într-adevăr, ne dă niște date statistice pe care unele din ele vi le vom și împărtăși, acelea care pot fi și împărtășite. În același timp, datele sunt foarte bine protejate și intră în tot spectrul acesta de GDPR cu care ne lovim de ceva vreme, dar inclusiv dinainte. Datele, în același timp, cred că este important că sunt puse la dispoziția autorităților, de exemplu, pentru că acestea pot să facă mai departe ceva. Adică pot să le folosească în ideea de a construi poate niște programe de sănătate la nivel local, de a face niște schimbări la nivel local, cum de altfel, de exemplu, se și întâmplă în Ploiești, unde există niște dorințe sau niște acțiuni care se întâmplă deja la nivel local de îmbunătățire. Asta mi se pare foarte interesant, această idee, și poate ar fi bine să discutăm chiar și punctual, pentru că sunt situații, schimbări în ceea ce privește sănătatea copiilor la nivel local și care să se reflecte imediat și cât se poate de punctual în comunitate. Iată, vin informații din zona școlilor, că se reduce numărul orelor de sport. Pe de altă parte, în proximitatea școlilor există tot felul de chioșcuri pe care nimeni nu cred că le controlează foarte bine, apropo de etichete, apropo de ce produse punem în vânzare, apropo de ce produse punem literalmente sub nasul copiilor, dulciuri, patiserii, sucuri cu foarte mult conținut de dulce, de zaharoze. Cred că este controla. Important și aici, cred că Georgiana poate să zică mai multe. Eu, din experiența de până acum, din ce am văzut în școli, Clujul este un oraș fericit. Nu sunt aparate în cadrul școlii, nu există aparate de cafea în cadrul școlii, adică Clujul clar este unul dintre orașele fericite din acest mai punct de vedere. Mai sunt și cu siguranță se pot îmbunătăți lucrurile, dar oricum stăm bine la Cluj. Cred că în același timp e important că în cadrul activităților pe care copiii și familiile le fac în program, învață, de exemplu, să citească etichetele și să înțeleagă ce se ascunde în spatele acestora. Ce înseamnă cantitatea aceea de zahăr sau ce înseamnă un anumit compus care este trecut ca și ingredient. Și până la urmă, atunci când cumpără, pentru că ispitele vor fi întotdeauna, dar atunci când cumpără, să fie mai conștienți de alegeri. Și din experiența din Ploiești, de exemplu, vedem foarte mulți copii care și-au cooptat și părinții alături de ei și merg împreună la cumpărături și se uită împreună la etichete și au devenit mult mai conștienți de ce alegeri fac. Și eu cumva preiau această responsabilitate, da, nu? Da. Și de fapt ei conduc oarecum procesul, întreg procesul de cumpărături, iar în momentul în care fac o alegere, să spunem, mai puțin sănătoasă, sunt conștienți de ea și compensează prin alte alegeri mult mai sănătoase pe care le pot face.
Ne putem gândi, nu știu, la cabinetele, de exemplu, medicale din școală sau la medicii școlari, pot ei să reprezinte un punct de contact, un loc de diseminare sau chiar de sprijin pentru proiectul dumneavoastră? Ei își au rolul lor și cred că este important să menționăm că și ei au foarte mult de lucru în același timp. Credem că și aceștia, până la urmă, tot trag din tot ceea ce facem noi, pentru că suntem acolo, de foarte multe ori comunicăm cu aceștia și discutăm despre ce facem și avem și suportul lor atunci când avem nevoie. Și automat că buna practică, să zicem, care se întâmplă la noi, poate fi replicată la un moment dat și de către ei, de ce nu? Da, și cred că e o nevoie acută de astfel de programe, mai ales în zona rurală, pentru că, sigur, Clujul a mai spus acest lucru, ca și oraș sau la nivel de urbe are multe posibilități, există foarte multe programe aici, dar când ieșim puțin din această zonă, când mergem spre zonele rurale, lucrurile se schimbă simțitor. Ce ne dorim foarte mult să facem este să fim un exemplu și datorită acestui lucru și suntem și ne aflăm alături de dumneavoastră, dar și de ce înseamnă media în general, pentru că ne dorim să comunicăm. Ne dorim ca lumea să conștientizeze că există astfel de programe, ca lumea să ne întrebe dacă dorește să află cum facem parte din acest program și atunci când este și cerut ajutorul nostru să putem să îi susținem în măsura în care avem această capacitate. Știu că ați fost destul de vizibil și chiar ați obținut premii la diverse gale de responsabilitate socială în competiții pe această zonă. Da, suntem bucuroși și am fost... Recunoaștem surprinși că am câștigat anul trecut în iunie, da, pentru că de-abia începusem să implementăm programul și până la urmă te aștepți să începi să fii foarte vizibil atunci când ai rezultate. Ori noi nu anunțasem niciun fel de rezultat până atunci, doar se știa de program și ce ne dorim să facem. Și până la urmă, faptul că am primit premiul special în cadrul Galei Societății Civile anul trecut, care este una dintre galele prestigioase din România, care se axează pe societatea civilă, până la urmă ne-a încurajat să zicem că ceea ce facem, facem bine și că suntem pe drumul cel bun. În același timp am fost și nominalizați, de exemplu, în cadrul Galei Comunității Prahovene, tot la categoria sănătate pentru ceea ce facem. Și până spunem, la urmă... Ploieștiul e un oraș de implementare a acestui proiect. Acolo primul an deja s-a încheiat de proiect cu rezultate pe care le-ați prezentat puțin mai devreme. Sunt niște lucruri care până la urmă arată că ceea ce facem este de impact și ne încurajează să facem lucrurile în continuare, să le facem mai bine. Întotdeauna e de învățat, bineînțeles, și având și sprijinul tuturor partenerilor și chiar cred că este important de menționat că suntem, pe lângă ministere și autoritățile locale, suntem în parteneriat cu Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. De curând cu Federația Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, a cărei președinte este doamna profesor Gabriela Roman, alături de Asociația Română pentru Studiul Obezității. Sunt niște foruri importante din România care sunt totuși alături de noi și care reconfirmă, iată, că ceea ce facem este în regulă. Și spune invitatul meu, doamnelor, domnilor, George Istrate, director general al Asociației MediCover, despre faptul că, iată, cu surprindere, constată că înainte de a prezenta orice fel de rezultate, una dintre galele importante în acest domeniu din România recunoaște deja meritele dumneavoastră. Cumva e cât se poate de clar că și nevoia unor astfel de programe e acută. Oamenii, când au văzut că se întâmplă ceva în această zonă, au zis ok, trebuie repede încurajat, pentru că e o nevoie îngrozitoare în această zonă și care nu e acoperită. Exact cum spuneți și dumneavoastră, sunt foarte multe locuri în țară unde astfel de proiecte ar trebui să se desfășoare. Vorbim de ministere, vorbim de școli, vorbim de autorități locale care se implică. Până la urmă, cum reușim în acel univers al familiei, foarte aproape de bucătăria fiecăruia, foarte aproape de frigiderul, să schimbăm, nu știu, un stil de viață care probabil și cumva cultural e încetățenit la noi. Nu? Copilul trebuie să mănânce mult pentru că asta e un semn de sănătate. Nu ne prea uităm, nu prea triem produsele pe care le cumpărăm în casă, pentru că fiind vorba de o învățare prin imitație, mă refer la copiii mici, inclusiv obiceiurile alimentare, copiii le imită de la părinți. Până la urmă, părinții sunt primii eroi din viața copilului și atunci este normal să se uite la părinte și să vadă cum face lucrurile, ce mănâncă, cum mănâncă.
cum face mișcare ca să ia decizii pentru el. Obiceiurile se schimbă cu pași mici. Asta este metoda pe care o propunem noi și nu noi, ci specialiștii noștri. Tot ce înseamnă o alimentație mai echilibrată, tot ce înseamnă să bem mai multă apă, sunt pași mici pe care îi putem face cu ușurință în fiecare zi. Nu există, sau mă rog, nu se dau ca și soluții schimbări radicale. Nu mergem pe ideea asta de schimbări radicale, ci pe metoda pașilor mici. Bem mai multă apă, facem schimbări mici pe care le conștientizăm și le luăm singuri. Adică noi ca și familie, noi ca și copil și familie alături de el, decidem să facem un lucru și ne străduim să facem schimbările acestea mici pe o perioadă cât mai lungă de timp. Din acest motiv nu mai sunt atât de grele, pentru că sunt schimbări asumate, sunt schimbări micuțe pe care chiar putem să le facem și nu mai pare atât de greu. Și rezultate se văd, avem copii care își îndrumă părinții la cumpărături către o alimente mai sănătoase. O intervenție în părinți prin copii. Da, se poate spune și asta, mai degrabă și prin copii. Părinții sunt sprijinul copilului, noi așa îi vedem și prin puterea exemplului lor îi pot duce, dar la fel exemplu poate veni și din partea copilului. Se fac schimbări foarte mari prin schimbări foarte mici pe care ei le fac. Și avem în Ploiești deocamdată, dar și în Cluj vedem încet, încet schimbarea. Sunt mai veseli, sunt mai activi, sunt mult mai fericiți când vin la program, sunt mulțumiți de ei. Această mulțumire care vine din micile reușite este un puternic motor pentru ei ca să meargă mai departe. Nu dăm rețete, nu asta e ideea, ci puterea exemplului și deciziile pe care fiecare copil le ia pentru el și de care chiar se ține. Care e rațiunea pentru care vorbim de clasa a 5-a? E o vârstă la care lucrurile încă se mai pot schimba? Sau vă propuneți să coborâți ca vârstă? Sau acolo există o vulnerabilitate mai mare? Clasa a 5-a a fost o decizie conștientă, ca să spunem așa. Este perioada schimbărilor. Trec de la un profesor la mai mulți profesori, deci este o perioadă plină de schimbări și atunci ne folosim, să spunem așa, de această schimbare care este prezentă în viața lor oricum și le propunem încă o schimbare cu pași mici. Se întâmplă foarte ușor pentru că încă este legătura cu părinții, nu sunt încă adolescenți. Introducem aceste metode ușoare de a face schimbările și aceste lucruri plăcute până la urmă pe care ei le pot face împreună cu familia, că e vorba de activitate fizică, sunt jocuri, sunt tot felul de, nu știu, frigiderul sănătos, tot felul de jocuri pe care le facem cu ei în cadrul sesiunilor de consiliere și în cadrul workshop-urilor și astfel nu mai e atât de greu, e frumos, e joacă încă și le insuflăm lucruri care vor ține mai departe și în zona adolescenței și mai târziu pentru perioada când vor fi adulți, vor reuși să facă aceste alegeri sănătoase, își vor crea obiceiuri de mișcare, de alegeri pe care le vor face și le vor menține în timp. Aveți deja în plan alte orașe după Cluj-Napoca în care vă doriți să ajungeți? Deocamdată ne focusăm pe cele două orașe. Nu ascundem că este un program destul de complex de implementat și automat că aici este focusul nostru. Ne dorim să fim alături de cele trei generații din Ploiești și din Cluj-Napoca și vedem pe măsură ce mergem mai departe. Și poate că e bine să vorbim și despre acest lucru. Evident, toată această pleiadă de activități și acțiuni pe care ați gândit-o în proiect necesită foarte multe resurse. Cum pot cei care doresc să sprijine această inițiativă să se implice? Cum pot ajuta? De principiu, cine dorește să se implice poate să ne scrie direct și să încercăm să găsim o modalitate. În același timp trebuie să recunoaștem că programul este foarte bine structurat și deja suntem acoperiți, dacă pot să spun astfel, pe cam toate ariile. Avem specialiști alături de noi, avem asistenți, avem operatorii, avem tot ce înseamnă autorități și organizații care ne pot ajuta și automat că tot ceea ce poate veni în plus față de aceste
de acești parteneri, de-ai noștri, să spunem, e binevenit. Spuneam puțin mai devreme și poate că e important să reluăm această informație, doamnelor, domnilor, componenta aceasta de prevenție, de depistare a unei predispoziții pe care diabetul zaharat de tip 2 la copii, iată, îl identifică, după care urmează un întreg proces de consiliere pentru a schimba un stil de viață acolo unde se identifică o vulnerabilitate. În egală măsură vreau să spun că, exact cum ați precizat și dumneavoastră, e o penurie în România în ceea ce privește astfel de proiecte, așadar, exact cum spun și invitații mei, orice replicare acestui proiect într-o altă parte e binevenită, cred că nu v-ar deranja. Nu l-ar deranja niciun caz, atât timp cât putem ajuta. Noi suntem acolo alături de cine își dorește să facă un astfel de program. Da, vă reamintesc, doamnelor, domnilor, sunt foarte multe lucruri cuprinse în acest ghid, încerc, pe care îl recomandăm cu căldură. În același timp, în Cluj-Napoca, în orașul nostru, se desfășoară acest program, iar coordonatorul local, Irina Șandor, poate să ofere aceste informații. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi în platou și vă mai așteptăm, pentru că programul se întinde pe 3 ani de zile, spuneați. Iată, urmează alte etape interesante despre care e foarte bine să vorbim la Televiziunea Română. Ce cred că este important în același timp să spunem este că programul în acest an școlar încă este în desfășurare, că ne dorim să avem cât mai alături de noi părinții și pe toți cei care pot să ne ajute să ajungem la copii și ne revedem oricum după vacanța de vară cu mai multe detalii legate de program, legate de ce vrem să facem mai departe și tot ce putem face împreună comunitatea locală, bineînțeles. Vă mulțumesc foarte mult! Le mulțumim și specialiștilor care sunt alături de noi și le mulțumim familiilor care sunt alături de noi și le invităm la consiliere, le invităm la workshop-uri și la evenimentele sportive. Mult succes în activitățile dumneavoastră! Mergem acum mai departe, o știre tot despre copii, doamnelor, domnilor. Îi cunoaștem acum pe Prietenii Științei într-un material realizat de colegii mei de la știri. Regia Banda, vă rog! Weekend plin de descoperiri științifice la Cluj-Napoca. Sute de copii au aflat partea amuzantă a științei. Zeci de profesori și studenți ai Facultății de Știință și Ingineria Mediului Cluj-Napoca i-au captivat pe cei mici cu experimente. Au făcut împreună paste de dinți pentru elefanți, pânză de peianjen comestibilă sau au aflat care este misiunea salvatorilor în caz de dezastru. Unul dintre cele mai captivante experimente a fost cel prin care a fost produsă pasta de dinți pentru elefanți. Copiii au fost fascinați de reacția chimică. Am văzut pasta de dinți de elefant și una este verde pentru unii elefanți și alta roz pentru alți elefanți. Pentru fetițe. Da. La școală, vinerea, odată la două vineri, avem fan science și facem experimente și îmi place. Așa, experimente, nori, tot fel de chestii interesante. Mi-a mai plăcut că morcovii... Ce ziceam? A, da. Că lumânarea se stinge când pui paharul. Copiii au aflat ce presupune misiunea unui salvator în caz de dezastru și au putut chiar să încerce costumele speciale. Imaginează-ți, ai putea să alergi în continuu jumătate de oră afară dacă e vară și sunt 30 de grade. No. Aici mi-a plăcut fiindcă am putut învăța cum să acționăm într-un dezastru și cum să acționăm într-un cutremur. Organizatorii speră că astfel să atragă mai mulți copii către știință și cercetare. Ne dorim să atragem tineri către cercetarea științifică, chiar pentru o carieră în acest sens, și suntem bucuroși să oferim și asta pentru că suntem o facultate interdisciplinară. Putem să facem experimente și lucruri interesante din mai multe domenii. Evenimentul Prietenii Științei a ajuns la cea de-a treia ediție. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, urmăriți Regiunea în Obiectiv și vă mulțumim pentru asta. Discutăm despre Ziua Porților Deschise la Teatrul Național din Cluj-Napoca. Detalii ne dă Ștefana Popușeu, director artistic al Teatrului Național din urbea noastră. Un nou eveniment semnat de voi și care aduce publicul chiar în teatru, în limita locurilor disponibile, spuneți voi. Bine ai revenit, Ștefana. Bine ne-am găsit. Da, în limita locurilor disponibile, pentru că intrarea este liberă, ca în fiecare an. Și pentru că v-ați obișnuit cu oameni care vin de să acum, vadă. Da, fiind la 10-a ediție, iată, avem cât mai multe o aniversare, înainte. Un număr rotund. Spectatorii noștri sunt obișnuiți, știu că este intrare liberă la toate evenimentele. Și anul acesta chiar ne-am propus să
Venim cu multe lucruri noi, speciale, pe lângă cele tradiționale, care fac parte din programul Zilei Porților Deschise, pentru că este un an special, nu? Este totuși centenarul instituției noastre de teatru, este, iată, da, momentul împlinirea 100 de ani de la prima stagiune românească din Cluj. Și atunci, Ziua Porților Deschise, care se suprapune de fiecare dată cu Ziua Mondială a Teatrului, așa a fost gândită. 27 martie 2019. Exact, deci asta ar fi mâine, e 27 martie în fiecare an. E data care nu se schimbă pentru noi. Ne-am gândit că este și momentul cel mai potrivit ca să începem, într-un fel, seria de evenimente consacrate acestui centenar al Teatrului Național. De la ora 10 dimineața și până la ora 20, până la 8 seara, sunt multe, multe activități cu care îi întâmpinați și pe copii și pe adulți. Da, pentru că e foarte important ca în fiecare an să ne focalizăm puțin atenția asupra copiilor de toate vârstele. Avem chiar un program extrem de bogat atât pentru copii mai mici, de grădiniță, școală, care încep să citească, și un atelier de lectură pentru acești copii, care să îndrăgească cărțile, care să se apropie de carte. Am văzut în programul vostru și un atelier de narațiune interactivă. Da, sună extraordinar acesta, de bine. Acesta și este. Vreau să ne spui, e vorba lucruri, într-adevăr, de încurajarea copiilor, cum facem să încurajăm copiii să citească, să prindă drag de lectură, de poveste, de până la urmă de arta de a povesti, și ceea ce îi ajută enorm și mai târziu pentru tot ce înseamnă interacțiune, comunicare, relații sociale, prietenii. Da. Și cartea este la loc de cinste oricum în acest eveniment mare, care e Ziua Porților Deschise, pentru că și pentru adulți vom avea mai târziu, după masă, un colț de lectură cu fragmente citite de către Florina Ilis din noul ei roman, Cartea Numerilor, și în prezența autoarei, bineînțeles, vor putea și cititorii ei și spectatorii curioși să vadă cum este acest nou roman, foarte lăudat de altfel, și să interacționeze cu autoarea acolo, da? În lumea aceasta a teatrului, care până la urmă combină toate artele, și atunci cartea, muzica, scena, dansul, toate se îmbină. Cumva ați luat așa etapizat pe vârste, de la cei mai mici, aveți activități și pentru adolescenți despre care vreau să vorbim. Aveți un concurs interesant și ați provocat pe cei mici la desen. 100 de ani de teatru și e și un concurs. Da, a fost, practic, concursul s-a încheiat pentru că am făcut și jurizarea, urmează să acordăm premiile. Au fost desene interesante? Da, foarte frumoase. Chiar invităm spectatorii și nu numai cei care n-au intrat niciodată în teatru să vină să vadă măcar desenele despre teatru. Am provocat copiii, școlarii, de fapt, amis între 8 și 18 ani, de fapt și 18 ani mai ești copil, într-un fel, să își imagineze ceva, un desen, orice, nu am stabilit, da, restricții de tehnică, ca să zic așa. Lăsat imaginația lor. Exact, da, doar că tema a fost 100 de ani de teatru național în orașul tău. Ce leagă de teatru? Cu ce asociază imaginea teatrului? Ce le spune ideea de teatru? Și au fost foarte multe lucrări interesante cu clădirea teatrului, interiorul, sala, de fapt, care văd că îi atrage foarte mult și le stârnește imaginația, și desene foarte interesante, care intră într-un fel de lume interioară a personajelor din teatru, așa că da, am avut surprize extrem de plăcute de la școli, nu numai din Cluj, și la școli profesionale, școala Răscruci, de exemplu, și chiar un premiu, dacă bine țin minte, de la filiala Câmpia Turzii a Școlii de Artă Excelent. Populară.
un băiețel, cred că e premiul cel mai tânăr participant, băiețel de 10 ani. Și le spunem celor care ne urmăresc acum, e o întreagă festivitate de premiere care începe la ora 11, se va desfășura în sala mare a teatrului pentru acest concurs. Da, pentru că mi se pare că e un moment important, nu va fi foarte lung, sper ca toți premianții să fie prezenți înainte, i-am anunțat în prealabil, deci nu este niciun secret. Jurizarea a fost făcută și va urma această festivitate de premiere imediat după spectacolul pentru copii. Începe mai repede anul acesta, la ora 10. Nu va fi Binocchio, pentru că, din păcate, am fost anunțați ieri de-abia, de Teatrul Puc, că este Hansel și Gretel. Deci va fi foarte alt spectacol. Tare. Nu e Binocchio, e Hansel și Gretel. Da. Breaking news la TVR Cluj acum. Exact, dar oricum e tot așa pentru toate vârstele. Adică e tot un spectacol foarte frumos. Se respectă aceiași timp, nu sunt modificări în program de. Până la urmă, pentru timing. Copii e o plăcere extraordinară să vadă spectacole, oricare ar fi ele, care sunt adaptate și care vin pe nevoile lor. Da, și faptul că e, să zicem, poate că l-au văzut la Puc, dar faptul că e jucat pe scena mare a Teatrului Național schimbă anumite lucruri. Sigur. Deci e altă atmosferă. Și continuă programul după aceea cu ateliere pentru copii, ateliere pentru adolescenți, ateliere de teatru, deci avem chiar și pentru copii peste 7 ani, dar și pentru adolescenți cu Diana Buluga de la Create Acting George, care este actrița teatrului nostru. Ateliere importante, zic eu, și chiar aș încuraja, dacă sunt tineri care ne văd sau părinți de adolescenți, să-și încurajeze copiii să participe la aceste ateliere, care îi ajută enorm să se dezvolte, încredere, să se exprime, stimă de sine, dezvoltare emoțională. Să-și imagineze cum ar acționa ei în anumite situații, în pielea altor personaje, să se joace puțin cu propria lor personalitate, pentru că, vă spun, în alte țări e la ordinea zilei teatru, acest tip de teatru, de dezvoltare personală, de fapt, se face, se practică mult în școli. Ori la noi, din păcate, nu avem încă, n-a intrat în curiculă. Deci nu avem această permanență. Dar există această oportunitate în cazul, iată, zilei porților deschise de la voi. Îi invităm să se înscrie, să fie atenți puțin la ceea ce propunem și să vină cu mare drag, pentru că îi ajută. Și mai este și un atelier așa de meșteșug teatral cu păpuși, de construcție a păpușilor din lână, care cred că poate atrage copii și mai mici și mai mari. Da? Și trebuie să spunem, pentru că povesteai despre viziunea artistică, viziunea imaginativă a copiilor care sunt fascinați de clădirea teatrului. Iată, adulții au ocazia să participe de la ora 18, tot în sala mare, la o conferință, la o dezbatere până la urmă, o prezentare în ceea ce privește arhitectura clădirii Teatrului Național, care are specificități. Da, l-am invitat pe domnul profesor arhitect Virgil Pop să deschidă, de fapt, un șir de conferințe pe care ni-l dorim cu ocazia acestui centenar al Teatrului Național, conferințe despre Teatrul Național, tocmai pentru ca clujenii să afle mai multe despre clădirea teatrului, despre modul de funcționare, despre poveștile din teatru, despre personalitățile care au dat viață artei teatrale în sânul acestei clădiri și de toate poveștile legate, până la urmă, de existența aceasta centenară a Teatrului Național din Cluj. Și iată, începem, sunt conferințe lunare pe care le vom organiza de acum până în decembrie, aceasta fiind dedicată arhitecturii teatrului, arhitecturii modului în care sunt gândite aceste teatre construite de Fellner și Helmer, și, mă rog, care este funcționalitatea lor și scopul social, pentru că acolo avem niște mistere și niște lucruri foarte interesante pe care le vor afla spectatorii noștri. Și foarte interesant mi se pare și faptul că va fi o repetiție deschisă, Chirița în concert, Adamile a fost în platoul nostru, ne-am povestit despre această punere în scenă, înțeleg că după această repetiție chiar va fi o discuție cu publicul. Da, e, să spun, una dintre componentele tradiționale ale Zilei Porților Deschise, această secvență de repetiție, acest moment de repetiție deschisă, pentru ca spectatorii să vadă cam cum se întâmplă lucrurile atunci când ei nu sunt în sală, da?
în timpul repetițiilor pentru un spectacol. Anul acesta, bineînțeles, fiind premiera cea mai recentă, am optat pentru Chirița în concert și Anca Hanu va fi cea care conduce repetiția, pentru că a lucrat foarte mult cu Ada Milea, așa cum a lucrat și la alte spectacole concert. Și bineînțeles că în cadrul acestei după-amieze, care este dedicată mai degrabă adulților, programul este foarte bogat, cum ai putut constata, avem aici sigur diverse culori pentru fiecare moment al zilei. Avem colțul Restituiri, dedicat anul acesta domnului Anton Tauf, care ne-a părăsit, din păcate, nu de mult. Și se vor citi fragmente din interviuri cu dânsul, ne vom putea uita la câteva secvențe din spectacolele jucate în compania unor actori care l-au cunoscut, care l-au iubit, care au avut foarte multe de învățat și de la el. Ultimele două minute din intervenția noastră, vreau să ne dai detalii și despre evenimentele speciale care au loc în această zi. Evenimente speciale, da, le putem considera pe toate. Sunt expoziții de documente de la începutul teatrului, din primii ani, 1919-1921. Avem proiecții de scurtmetraje, o selecție Cluj Shorts cu filme despre teatru. În studio Euphorion, după amiază, avem un invitat special al zilei, care este George Mihăiță, și care va intra în dialog cu Mihai Măniuțiu și cu publicul, bineînțeles, cu toți spectatorii noștri, cabina de film, în fața căreia sunt invitați, da, spectatorii să se deschidă puțin, să spună ce cred despre teatru, despre viață, despre lumea mai mult sau mai puțin teatrală în care trăim. Vizite în culise. Vizitele obișnuite, da, nu se putea fără, bineînțeles că se poate vizita teatrul cu înscrieri, este o listă, se face de fiecare dată, sunt grupuri care vor circula. Și avem expoziția de desene, care va fi, deci nu e doar premiera, ci expoziția permanentă pe toată durata zilei, în foaier, și prezența unor spectacole, spectacole studențești, care sunt și incluse în program, dar și puțin, care completează programul, fragmente din spectacole de comedia de la arte al studenților de anul 2, clasa Micloș Bac și Irina Vințe, și un spectacol la care vă invităm imediat după ce se termină programul la Teatrul Național, în studioul Radio Stanca de la Facultatea de Litere. De Filologie. Da, avem un spectacol non-verbal de la clasa Miriam Cuibus, studenții de anul 1. E zi plină, clar, 27 martie 2019, doamnelor, domnilor, ziua porților deschise la Teatrul Național din Cluj-Napoca, între 10 și 20 seara. Da. Îți mulțumesc foarte mult, Ștefana, pentru că ai fost cu mai drag și vă așteptăm. Mult succes în organizarea acestui eveniment, care are loc chiar mâine, vă spuneam, doamnelor, domnilor, pe parcursul întregii zile. Acum, la final, Klaus Obermeier, despre viața și activitatea sa într-un reportaj realizat de colega noastră, Mihaela Ilea. Eu sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, să aveți o după-amiază excelentă. The roots of this kind of art, where did it start, mm-hmm. or when did it start? Yeah, I mean, it started, it was really a flow from my older education, former education when I was young. I was studying painting, visual arts. I already had a full education as a graphic designer, and I was also studying music. It shows a little bit that I was already interested in stage. Music is on stage, and how to present music, my music, or if I was playing as a interpreter. It was interesting for me always how the stage looks like. So I was not one of these classical musicians who just goes on stage and doesn't care, and always wears the same dress or something like this. I was aware how to use that already. Of course, that came also from my visual part that I had before, so it really came nicely together. But when I was doing that, there were no computers around, so still these two things, visual arts and music, were
kind of two things side by side and never really going intermediate. So, but when the first computers were available, in terms you could buy them because they were not so expensive anymore, I could immediately start, and I found out I can start, to mix now my interest very strongly. And so immediately I started to work with video and with cameras and other media like interactive lasers. Immediately I also started to work with interaction. This was, like so often, it happened by accident. I met somebody who is working with this, and we immediately came together and put up a project which was very highly interactive. And I started programming a little bit and things like this. So it, for me, it was a natural process, if I look back now. More and more then I was into that, and I realized that this is something I really love, to bring the different media together. It's a sort of a Leonardo persona, yeah. the type that does everything in together, more trades. Yeah. But if you go back to you as an artist, when you started to work with this kind of art, were you aware that you're doing something new, or that you're going to become a new genre of artist, or it's something that just evolved in time? I was not really aware. I was just aware that I was totally interested in it. So it was getting my curiosity. Exploring things. And I always realized a little later, wow, we are doing really new things. Nearly nobody is working in the field. Very, very few people, and a lot of people were more interested in the new than in the making a very interesting show with the good content. And that was the nice thing. When I started with that, immediately we had a lot of invitations. So because it was, I realized that there are not so many people out there who can do it in this quality. And we got a lot of critics telling us, this is groundbreaking and absolutely new things internationally. And but I was not searching for the new. It happened. It happened by exploring things and then realizing later, wow, nobody did that. Mm. Amazing. I was always thinking what I'm doing rather would address younger people. And then especially with the performance day, Vivisector, Apparition, of course, Le Cycle de Printemps, I was totally surprised that it is not only for younger people. That all kind of ages loved it, and it was always so funny. Even some critics sometimes write it in the critics afterwards, and then there was this woman maybe in her late 70s, and she was totally into this performance and loved it so much. And many of these people come to me after the show just to tell me, yeah, we always thought that this performances with new technology, they're not really touching you, and it's just something for young people. And this was really touching, and I felt that I really saw something which is getting me. I was just surprised, you know, that that this is really for more or less all ages, because, to be frank, I only do it for myself. So if I'm surprised, I'm satisfied with it, I'm happy. Mm. And of course, then I want also to communicate. But and then it's always this big thing, does it communicate or not? And if it's communicating with all kind of ages and all kind of people, and also the interesting thing is not only the ages, the interesting thing is the experts. So you go to a media festival, you go to a dance festival, you have experts in there who look at that, or you go to music festivals, how is the music there? Mainly, first of all, having that in mind. And then you have a lot of amateurs inside who don't care about that, you know? And to satisfy both of them is not always the case, because there are a lot of performances where the experts say, yeah, but this was done really, the programming was unbelievable, but the normal people just didn't like it much, you know? Yeah. And the other way around. And that's the nice thing that always, I have to admit, really always worked out well in my performances with both audiences. And that was for me a nice sign. I didn't plan it like that, but it worked.